Eu cred că acolo, chiar și la licitație, experiența pe care am avut-o din alte domenii ne spune foarte clar că ar trebui, într-o primă etapă, cei trei gigawatts de care vorbim, să nu fie dați unei singure firme prin licitație. Da? Ar trebui să avem cel puțin 2-3 investitori care să realizeze fiecare, pentru că experiența ne-a arătat că după ce semnează contractul, sunt unii dintre ei care încep să pună condiții și blochează investițiile și așa mai departe. Deci cred că ar trebui să avem, așa cum... Adică ar trebui împărțite și perimetrele. Așa și cum în ultimii ani am avut, de exemplu, și în realizarea autostrăzilor, s-au împărțit pe tronsoane mai mici, nu s-a dat 100 de kilometri la unul, se și fac mai repede și în același timp nu ești condiționat de un singur om care, sau de o singură societate care la un moment dat zice că nu mai dorește să facă din diverse motive. Deci cred că, și din câte știu, acesta a fost și planul Ministerului, ca să meargă cu parcuri de 1 gigawatt pentru început, să avem între cei 3 gigawatts undeva prin 2030, spun dânsi, eu nu cred că va fi în 2030, dar în 2032-2033... Ați văzut estimarea realistă a celor de la Deloitte că primul gigawatt l-am avea în 2030. Asta da, cu 1, aia se poate, dar 3 e mult.